12 septembrie 1973 are loc lovitura de stat în Chile. Președintele Salvador Allende este împușcat, iar la putere vine Augusto Pinochet. Chile este una dintre țările cu cea mai interesantă formă a teritoriului. Denumirea provine de la cuvântul indian Chile, ce semnifică zăpadă. Din primele zile ale răscoalei, victime au devenit circa 5.000 de oameni. Stadionul Republican din Santiago a fost transformat într-un lagăr de concentrare în care au fost adunați și torturați toți adversarii politici ai lui Pinochet. Din dosarele desecretizate s-a aflat că la bazele loviturii de stat era administrația Statelor Unite. Investiții masive ce au urmat apoi din state au scos țara din criza economică. Deși Pinochet era absolventul Academiei Politico-Militare de Moscova, acesta nu era un simpatizant al regimului sovietic. După 2 săptămâni de la venirea lui la putere, echipa de fotbal din Chile urma să se întâlnească cu reprezentativa Uniunii Sovietice, miza fiind dreptul de a participa la campionatul mondial din Germania. Meciul de fotbal s-a încheiat cu 0-0. Fotbaliștii din Chile erau deja în Europa când s-a produs lovitura de stat și de aceea erau foarte tensionați. Echipa sovietică a atacat tot meciul, însă defensiva chilienilor era de netrecut. După meci, autoritățile sovietice au adresat o scrisoare către FIFA, cerând ca meciul retur să fie jucat pe teren neutru. Echipa sovietică a refuzat să joace pe stadionul unde a curs sângele oamenilor nevinovați. Federația de fotbal a respins cererea, ignorând toate motivațiile. Pe stadionul din Santiago au venit circa 30.000 de oameni. Pe teren au ieșit fotbaliști din Chile și au înscris în poarta goală. Fotbalistul Evgeni Lovchev era sigur că în cazul unei victorii de la Moscova, echipa sovietică urma să plece la Santiago. Sovieticii nu uitase despre eșecul din 1962 de la campionatul mondial găzduit de Chile. Atunci, echipa Uniunii Sovietice la faza pătrimii de final juca contra echipei gazde. Chilienii au înscris 2 goluri ridicole portarului care era considerat unul dintre cei mai buni din lume, Lev Yashin. Acesta, după reîntoarcerea sa la Moscova, dorea să se retragă din fotbal, însă după o perioadă de izolare de 3 luni la țară și-a refăcut echilibrul sufletesc și s-a întors în fotbal, primind în același an mingea de aur.